Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai sunt câteva zile până la Crăciun, după aceea vine Revelionul, vor fi o grămadă de petreceri, știm foarte bine, și cum se întâmplă de obicei, și multe petarde și artificii, da. Din păcate. Ăsta e un obicei cam nefericit, la drept vorbind. Odată că mereu se întâmplă accident, o să urmeze clasicele reportaje de la Spitalul de Ochi, mai e și câte un incendiu pe aici pe acolo, dar întotdeauna toate necuvântătoarele din zonă se panichează la maximum. Asta este un dat. Adică accidentele sunt accidente, în schimb, efectul asupra animalelor este garantat. La telefon este medicul veterinar Carla Ciupercă. Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce riscă animalele când se trag artificii și explodează petarde în jurul lor? Cel mai bun exemplu sau cel mai ușor de a empatiza și a înțelege ce se întâmplă este că ele percep acea petardă ca pe o bombă. Atât de rău este pentru ele. Bun, și există și efecte din punct de vedere medical sau după ce trece momentul respectiv sau liniștii sunt ok? Nu sunt liniștite. De 9 ani de zile de când am o cățelușă care se sperie de astfel de sunete, îmi petrec ora 12 dintre ani în casă, cu ea încercând să o liniștesc. Uh-huh. Și intră într-o stare de panică, de stres, și este unul dintre căței care nu reacționează foarte rău. Dar se poate întâmpla, din cauza fricii atât de puternice pe care o au în momentul respectiv, chiar să facă infarct, să se moară de la zgomotul produs de petarde. Ați avut astfel de cazuri în experiența noastră? Am auzit, pentru că nu ai ce să le mai faci. Practic, poți doar să consolezi proprietarul după ce i s-a întâmplat acest necaz. Mm-hmm. Câinele acelea nu mai apucă să ajungă la un serviciu de urgență medical-veterinar. Dar în timpul artificiilor, când e zgomotul ăla puternic, putem face ceva? Dacă vorbim cu ei, dacă nu știu, habar n-am. E vreo soluție? Eu întotdeauna bag cățelul în casă pentru a diminua zgomotul și încerc să-l liniștesc. Am gândit și acum mi-a venit ideea, în timp ce mă pregăteam să vorbesc cu noastră, despre acele căști care se pun câinilor care merg în teatrele de război. Dacă ați văzut căței din filmele americane, cum coboară cu acele căști pe cap. De căței mari nu am văzut, de căței mici sigur rezolvăm cu acele căști pe care le folosesc părinții la botez pentru copilași sau la concerte. Și atunci poate fi un ajutor de moment. La care sunt animalele care sunt cel mai puternic afectate? Că, mă rog, avem în casele noastre nu doar căței, pisici, ci și hamsteri, păsări, peruși. Păsările de afară sunt foarte, foarte stresate și ele sunt victimele colaterale ale sărbătorii noastre, pentru că după Revelion se găsesc foarte multe păsări moarte care au făcut infarct din cauza acestui zgomot. Iar la animalele din casă, câinii sunt cei mai stresați de aceste zgomote puternice. Deci spuneți că și porumbeii săraci la petarde ar avea de suferit? Da, porumbeii vrădice, păsări ne mai rămân nouă peste iarnă. De multe ori le găsim după Revelion moarte. Teribil, teribil. Jos. Mulțumesc foarte mult. Luca mulțumesc, e foarte afectat. Da, mulțumesc foarte mult pentru explicații, doamna doctor. Luca, o să avem noi o discuție apropo de comentarii. Serios, este o mizerie ce se întâmplă și mie mi se pare și un obicei cam demodat, adică așa acum e. Sunt alte feluri de a te distra, asta cu petardele e cam învechit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.